România a fost în premieră gazda ediției 8 a concursului Balcan Junior, un proiect internațional tehnologic desfășurat în perioada 26-30 mai în Comuna Cumpăna din județul Constanța. Concursul a fost realizat și găzduit sub auspiciile primăriei Cumpăna cu aportul primarului Mariana Gâju și al viceprimarului Florin Neagu. Potrivit managerului proiectului Cornel Mihail Dumitrașcu, fost director al liceului Tomis Constanța, Școală Europeană în 2016-2019 și președinte al Societății de Geografie Constanța, concursul a avut ca tematică, promovarea noilor tehnologii și impactul lor asupra mediului înconjurător, dezvoltarea culturii tehnologice, promovarea libertății în gândirea fraternității și păcii între popoare. În cadrul concursului au fost susținute două probe, una teoretică și cealaltă practică. La Balcan Junior au participat delegații din 8 țări, fiecare fiind formată din câte doi elevi. Cele 8 țări participante au fost Turcia, Serbia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Bosnia, Herzegovina, Croația, Slovenia și România. Bulgaria și Grecia au avut statut de observator. Țara noastră a fost reprezentată de Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu din Cumpăna și Liceul Tehnologic Tomis din Constanța. Cei doi elevi români ambii de clasa 11 sunt George Alexandru Trufin de la Liceul Tehnologic Tomis din Constanța și Antonio Marian Veli de la Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu din Cumpăna. Delegația României s-a situat pe un onorabil loc 3 alături de cea slovenă. Locul 1 a fost ocupat de Turcia și Macedonia de Nord, urmate de Serbia, care s-a clasat pe locul 2. Proiectul a fost inițiat de Turcia în anul 2014 cu aportul Liceului Tehnologic și Industrial de Meseri Turcia. Următoarea ediție a proiectului internațional Tehnologic Balkan Junior se va desfășura în Turcia anul viitor.